Am revenit, dragi prieteni, așa cum am promis, vorbim despre, sau am vorbit în prima parte despre alegerile prezidențiale de aici din Statele Unite și acum continuăm în această a doua parte cu partea de cultură, literatură, vorbim despre o revistă din apropierea granițelor României, din Serbia. Așadar, spuneai de o revistă care apare în condiții excelente grafice, o revistă românească în Serbia, unde e o comunitate destul de mare și care, știm, de-a lungul timpului au avut și cred că încă mai au destule probleme, dar încă mai încearcă să țină în continuare spiritul românesc viu. Da. Este interesant, deci am spus nu despre mine, vreau să vorbesc despre faptul că s-a publicat un fragment din teza de doctorat și mai departe. Am reținut câteva lucruri deosebite din sumarul numărului 4-6. Spuneam că redactorul șef este domnul Ioan Baba. El are și un editorial și niște lucruri deosebite, în fine. Am reținut traducerile în engleză realizate de Gabriela Petia din poeziile Veronica Nicle. Ioan Baba are, în loc de editorial, Podurile au suflet, un dialog virtual. Adrian Dinu Rachieru vorbește despre, are o intervenție despre Mircea Martin sau obsesia adecvării, Zenovie Cărungea, mari poeți români, traducea lor Adam Putlăici, Eminescu, Arghezi, Bacovia, Nikita. Și simt că am pronunțat numele lui Nikita, aș ține să spun ceva legat de el. Era în 91, primisem o invitație la 10 la congres al Organizației Mondiale a Poeților în insula Creta. Și în timp ce traversam într-o croazieră istmul de Corint, întâmplarea face sau nu, am intrat în vorbă cu un poet sârb, care știa destul de bine lucruri legate de poezia românească, de literatura română, și eu eram într-un fel mirat și a întrebat, cum le știți așa de bine niște lucruri? Păi el zice, păi venea Nikita la noi, sau noi mergeam la Timișoara când venea Nikita, și stăteam nopți întregi discutând despre literatura română, despre poezia română și mai departe. Deci, rolul lui Nikita cred că a fost foarte important, nu numai ca un mare poet, el a luat și marele premiu de aur de la Struda, dar și ca un fel de promotor de cultură, de literatură română peste Bocar. Bun. Ce ar mai fi de spus despre această revistă sau dacă continuăm cu altceva? Da, ultima parte aș vrea să semnalăm o poezie scrisă de un poet din Bacău, Constantin Tonea, și fiindcă are o îndinare de nostalgie și ironie, chiar am să citesc încă sperând ceva care are legătură cu America. De asigur, când pleapa se face de plumb, mă având în somn, eu, Cristofor Columb, încă sperând pe planeta visului misterioasă, eterică, să mai fi rămas de descoperit vreo America.
Este o poezie sintetică, în consel, el are niște volume care se numesc la un moment dat Poeme în 17 silabe. Și încearcă să condenseze foarte multe lucruri, dar întotdeauna mă uită să adauge un strop de umor, dar și de ironie. Scrim, se risipește și lumea de teamă o strânge în cuvinte. Liniște, vreau tihna să aud cum o încotește gândul ca bobul de gâu. Sting lumânarea, spre mi se pare că ard al din. Și o ultimă poezie. Așteaptă-mă, tai, să îmbrac umbra, haină veche frumoasă de atâta purtat. Deci umbra e o haină veche frumoasă de atâta purtat. Constantin, un poet deosebit și cu siguranță despre poezia lui ar merita vorbit mult mai mult, dar astăzi am încercat să iau și politică, și literatură și așa mai departe. Vreau să spun un lucru, ceea ce facem noi are un rol foarte important. Cineva, doi editori se plângeau la o emisiune, la o emisiune de la Radio România Călzeț, că nu mai există emisiuni literare care să consemneze aparițiile editoriale, mă rog, lucruri de substanță. Eu cred că emisiunea, aceste convorbiri supliniesc undeva și ce-ar trebui să facă, poate, posturi importante din media românească. Da, cred că trăim într-o lume a tehnologiei și deja mult mai multă lume reușește să suplinească ceea ce poate, cum ai spus, instituțiile publice de radio sau televiziune nu mai reușesc să facă. Și poate că într-un fel e și bine că se creează așa o opțiune în lumea asta virtuală a internetului, unde oamenii pot să caute și să găsească ceea ce doresc în funcție de specialitatea pe care o caută, fără să mai fie nevoie să aștepte o anumită oră, o anumită zi ca să urmărească o emisiune sau un anumit tip de gen de emisiune culturală. Spuneai la un moment dat că americanii sunt foarte pasionați de fotbal. Am putea să vorbim și despre fotbalul românesc, care are exact un efect invers. După rezultatele dezastruoase, se pare că românii nu mai vor să vadă fotbal dacă nu este garantat un fotbal de calitate. Cineva spunea, un comentator sportiv, cred, au fost niște ani, au fost niște jocuri când fie Naționala României, atunci când a fost la campionatul din Statele Unite, fie echipe ale României întreceau, mă rog, formații mult mai bine cotate. Și atunci lumea ieșea în stradă exact ca la Revoluție. Eu țin minte, nu mai știu prin ce an, 93-94, o echipă românească a băcut în Olanda. În momentul acela mi-am anunțat familia, mă duc și eu. Da, în centrul Bucureștiului, toți se adunau la universitatea asta. Zic, nu știu câte minuni din acestea în care o echipă din România să bată o echipă bine cotată, dar nu trebuie să văd și eu ce este acolo și cum se sărbătorește. Și foarte din bucuria. Îmi pare rău de generația de astăzi
cei mai tineri n-au trăit și nu știu dacă vor trăi vreodată frumusețea și nebunia celor clipe, acelor, cum să spun, perioade sau asta, de după niște meciuri victorioase ale echipelor. Sigur, erau și alte vremuri și cred că unul dintre motivele pentru care oamenii ieșau și își manifestau bucuria respectivă în stradă era pentru că aveau și puține opțiuni de a se bucura și de a ieși în stradă și mai ales de a, mă rog, urmări meciuri de genul ăsta internaționale. Ori acum deja lumea nu doar că poate să le urmărească, poate să călătorească în Europa, atunci sigur era mult mai greu să pleci din țară, acum mulți se duc la meciuri internaționale și merg cu echipa României în alte țări și cred că s-a mai temperat puțin din patriotismul ăla de a susține așa cu ardoare echipa și plus, cum ai spus, nici nu mai avem echipele care le-am avut și jucătorii și sportivii care reușeau să facă astfel de meciuri frumoase. Spune-mi puțin, ca să încheiem totuși într-un mod sportivă, după ce am mers pe partea politică și literară, cum percep românii în America, mă rog, meciurile de fotbal american, de baseball și așa mai departe. Deci există o diferență de percepție, nu din punct de vedere tehnic. Și să spunem dacă se bucură la fel sau trăiesc la fel cum o fac americani. Acum depinde de la persoană la persoană, dacă ai, depinde, dacă ai mers aici, de exemplu, și ai studiat și ai petrecut timp într-o universitate și ai avut contactul mai direct cu activitatea sportivă din universitate și dacă trăiești printre americani în sensul să ai legături mai apropiate cu familii de americani, cu cei care într-adevăr sunt pasionați și merg la jocuri sportive, meciuri de fotbal, atunci ai șansa să te prinde și pe tine microbul. Dacă nu, în principal, de exemplu, aici la Chicago, foarte mulți români joacă fotbalul nostru tradițional. Sunt echipe de fotbal românești aici, chiar mai multe echipe care au jocuri și meciuri în fiecare săptămână. Există chiar și campionate, deci s-a păstrat mai mult tradiția cu fotbalul european și mai puțin cel american, care, sigur, duce mai mult spre rugby, e și el interesant, dar e altceva. Înțeles. Îmi stă pe limbă să-ți mai pun o întrebare, deși am zis că va fi ultima. Cum este perceput sau, mă rog, America, fotbalul feminin? Există și echipe feminine de fotbal american? Sau... De fotbal american nu cunosc să fie, există însă fotbalul european, care este foarte, foarte popular și celebru, mai ales pentru că echipa lor de fete a câștigat în câteva rânduri, cred că chiar și Cupa Mondială. Deci e și fotbalul în general a început în ultimii ani să prindă având și să devină din ce în ce mai popular aici în America, mai ales în ultimii 10-15 ani. Da. Dar sigur că încă nu a ajuns la popularitatea fotbalului american, pentru că nu s-a născut aici, nu sunt fotbal se face în Europa. Acolo există marile echipe de fotbal din Spania, din Italia, din Anglia și sigur că pe bătrânul continent, cum se spune, e locul unde se întâmplă fotbal și fotbalul american se întâmplă aici în America. Marian, o ultimă întrebare, promit, poate e ultima. Cum se desfășoară fotbalul american în pandemie? În sensul că în Europa, cel puțin în ce știu, nu se mai admite să fie spectatori. Ori
fotbalul, nu, meciul de sportive fără spectatori, la fel ca și spectacole de teatru fără spectatori. Și mai departe, pierd ceva din frumusețea lor, din atracția lor. Cum e în America? Da, e o întrebare care nu prea am un răspuns, pentru că nici nu știu dacă s-au reluat meciurile de fotbal american. Până de curând știu că, deci la un moment dat, s-au întrerupt absolut toate activitățile sportive, chiar și campionatul de basket, au anulat efectiv sezonul. Nu știu în ce măsură au revenit înapoi și, sigur, fără spectatori nu prea are prea mult farmec, pentru că de acolo orice sportiv, orice fotbalist sau basketbalist sau ce sport practică își trage într-un fel seva când bagă un gol, când bagă mingea în coș, așteaptă ca să fie aplauze, să fie atmosferă. Ori, sigur, se pot pune că se pot crea spectatori artificial, în sensul că să se aplaude când se bagă golul și să existe senzația auditivă mai degrabă decât vizuală. Dar spectatori artificiali. Exact. Dar nu știu, nu cred că s-au deschis încă pentru publicul larg, pentru că e pandemie în continuare și până când nu există virusul, vaccinul de care vorbeam mai devreme, și până când lucrurile nu sunt mult mai bine sub control, cred că o să se continue pe direcția asta de mai multă precauție decât fotbal. Sigur, oamenii se vor uita în continuare la meciurile probabil din trecut. Da. Dar e o pierdere foarte mare, că aici e un alt aspect, aspectul financiar. Aici sunt milioane și chiar miliarde de dolari, bani care se investesc și se fac din activitățile sportive. Deci e o pierdere uriașă, dar sigur că la urma urmei e mai important viața și sănătatea oamenilor decât și a sportivilor, de fapt, pentru că și ei sunt în egală măsură supuși riscului de a se îmbolnăvi. Am promis că aș fi ultima întrebare, dar încă mai mult de lămurire, în sensul că prietenii mei din Cleveland, Ohio, mi-au explicat ceva legat de sistemul american, al meciurilor de fotbal american. Faptul că în Europa cele mai importante meciuri se disputau în weekend. Cineva de la de luni era o zi noapte, din punct de vedere, mă rog, comercial și mai departe. Americanul a inventat ceva, acel Super Bowl care se desfășoară luna, și atunci cel mai tare meci, sau mă rog, așa, este programat luni și există, nu mai este o zi moartă din punct de vedere comercial, ci dacă știi ceva, cât este o veseliță comercială, sau dacă știi ceva despre istoricul acestui Super Bowl. Nu cunosc neapărat detalii despre istoric. Știu doar, nu e neapărat Super Bowl-ul. Super Bowl-ul se întâmplă doar o dată pe an, în luna februarie, dacă nu greșesc. E un fel de cupa campionilor pe domeniul fotbalului american. Dar, într-adevăr, există acea celebră Monday Night Football, fotbalul de luni seara. Nu știu de ce au ales lunea, sigur, probabil că din motive comerciale, pentru că fiind luni, prima zi din săptămână, să fie o zi în care să încurajeze lumea să se uite la ceva distractiv, atractiv. Da. Sigur, cum am zis, aici fotbalul e o întreagă afacere, e sigur, e și o metodă bună de a-i ține pe oameni ocupați, de a-i distra sau de a distra. Asta e cuvântul. Și fie că e vorba că stai acasă în fața televizorului, fie că mergi pe stadion, dar nu numai lunea, pentru că în mod surprinzător am văzut că chiar și în restul zilelor din săptămână există meciurile de baseball.
care chiar aici la Chicago am văzut, stadionul e plin, poate să fie într-o zi de marți sau miercuri sau joi după masa și e plin stadionul și atmosfera ca și cum ar fi weekend. De multe ori m-am întrebat, zic, oamenii ăștia nu mai lucrează, că sunt în mijlocul săptămânii și ei sunt prezenți la, la meciurile de, de baseball. Dar, sigur, fiind o metropolă precum Chicago foarte mare, cu foarte multă lume, lumea are oportunitatea să aleagă între baseball, meciul de basket, de hockey, de fotbal și tot timpul e nevoie de distracție și de preocupări care să le umple timpul liber. Am înțeles. Și ca să închem într-o notă jurnalistică, deși cred că ți-am comunicat acest lucru sau nu mai rețin acum, fiindcă datorită pandemiei nu vom mai putea face proiectul Transatlantic MSQPO așa cum l-am gândit inițial, care însemna și o deplasare pe o traiectorie și în Europa și în Statele Unite, vom realiza un eveniment Hesperus, Hesperus fiind fundația care a inițiat proiectul Transatlantic MSQPO. Îl vom face în, pe final de martie la Cluj. Universitatea Babeș-Bolyai a marșat la ideea acestui schimb transatlantic în media, ceea ce ar însemna secțiunea a doua a proiectului transatlantic în Estupo. Și la acest proiect s-a atașat recent și domnul decan al Facultății de Jurnalism a Universității București, fiindcă a realizat că este, poate fi un eveniment deosebit, din ce știu, cei de la Cluj vor să-l transforme într-un forum anual al presei transatlantice și astfel ar însemna că ediția din acest an de la sfârșitul imate ar fi prima ediție a unui forum transatlantic pe media. Da, să sperăm că într-un final anul viitor o să reușim ce n-am reușit în 2020 și că o să fie un an mai mult mai multe activități decât anul acesta și să sperăm că vom trece cu bine peste această pandemie care încă bântuie peste tot în lume și a oprit, iată, multe evenimente culturale, artistice sau sportive. Mulțumesc încă o dată de discuție, să sperăm că vom mai continua pe viitor și până una alta nu uitați să mergeți să votați, indiferent că unde vă aflați, dacă votați în America peste două săptămâni sau în România în luna decembrie, e important să ieșim cu toții la vot. Până data viitoare, să auzim, dar de bine! Mulțumesc.